Dacă faci bine, bine primești. Dacă faci rău, rău primești. Da? Hai. Eu să știi că am făcut numai bine. Și ce aveți acolo? Colecția primăvară-vară sau iarnă-primăvară? Dragă, am training, am o carte, am o cruce, am și ceva de mâncare. Astăzi, instanța va decide unde își va petrece edilul următoarele 30 de zile. Radu Mazăre este acuzat de săvârșirea a 3 infracțiuni de luare de mită, 2 de conflict de interese și abuz în serviciu. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de partenerul său, Sorin Strutinski, arestat preventiv în altă cauză. Potrivit procurorilor, în perioada 2006-2009, Radu Mazăre ar fi solicitat și primit bani de la reprezentanții a 2 societăți comerciale în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism necesare construirii unor moluri. În perioada 2008-2014, edilul ar fi primit alți bani ca să asigure unei societăți câștigarea unei licitații organizate de Primăria Constanța.